Scenariul radiofonic pe care îl veți asculta este de fapt o dramatizare a volumului de evocări semnat de Ionel Teodoreanu, volum căruia autorul i-a dat titlul Masa Umbrelor. Pentru autorul Medelenilor, importante erau atmosfera, prietenia, spiritul de colegialitate, puritatea relațiilor interumane, atât de specifice Iașului intelectual al acelor ani. Și poate de aceea, în centrul acestor însemnări ieșene, se situează mentorul necontestat al vieții românești, profesorul Ibereileanu, la îndemnul căruia colaboratorii revistei militau pentru o literatură realistă, pentru înscrierea literelor românești în circuitul literaturii universale, pentru afirmarea autenticelor valori ale culturii naționale. Să ascultăm așadar secvențele radiofonice ce vor urma, propunându-ne să aruncăm o privire fugară asupra unor vremuri apuse, Iașul anilor dinaintea celui de-al doilea război mondial, și să cunoaștem, prin intermediul penei lui Ionel Teodoreanu, câțiva oameni, dintre care unii, și-au înscris cu cinste numele în paginile istoriei literaturii române. Bună dimineața! Ce face domnul Teodoreanu? Cum se simte? Bine, domnul doctor. Azi dimineața a avut 36,8. A mâncat? Tot. Ba, am mai cerut încă o cană cu lapte. Doamna Teodoreanu e aici? Nu. A stat toată noaptea cu domnul și a plecat acum vreo jumătate de oră. Da. Dacă are cineva nevoie de mine, caută-mă în rezervat domnului Teodoreanu. Bine, domnul doctor. Bună dimineața, Ionele. Salut, doctore. Să știi că... Știu tot, mi-a spus sora. Dacă nu mai faci febră nici mâine, nici poimâine, într-o săptămână te trimitem acasă. Și să mă pot apuca de lucru? E, asta rămâne de văzut. Ești încă foarte slăbit. Dar știi că pe mine scrisă mă reconfortează, îmi dă încredere. Nu pot sta așa fără să fac. Da. Tu, doctore, ai putea trăi fără să operezi? Bă, dacă aș fi atât de străveziu cum ești tu, nu m-aș încumeta să pun mâna pe bisturiu. Bine, dar bisturiu e una, iar stilul e alta. Asta așa e. Dar fie că îl mânuiești pe unul, fie pe celălalt, consumul de energie cerebrală e mare. Ori tu, acum trebuie să înmagazinezi energie, nu să consumi. Să știi, Ionele, uite, acum pot să spun că a trecut cu bine. Operația ta a fost cea mai grea din toată activitatea mea de chirurg. Poate că a intervenit și emoție, mă rog, așa e când operezi un prieten, pe cineva drag. Dar mi-a povestit lirică, la un moment dat îți tremurau mâinile. Nu era tremurul meu. Îmi sincronizam mișcările mâinilor după tremurul tău. Erai scuturat de frisoane și, pentru ca să nu ating vreo venă din apropierea inimii, trebuia să... Mă rog, lăsăm asta. Ce a fost, a fost. Ce ușor spui tu ce a fost, a fost. Voi, arderile, aveți această mare capacitate de a nu vă lăsa înduioșați, mai ales de amintiri. Dar dacă pentru tine, ca medic, chirurg, asta e o calitate, pentru mine, ca scriitor, ar fi o infirmitate. Ce m-aș face eu fără duioșie amintirilor? Vezi, Liviule, deși trăiesc aici, în București, de mai bine de 7 ani, eu tot ieșean am rămas, tot moldovean sunt în străfundurile sufletului meu. Deci tu ai plecat din Iași în 1938? Da. De ce? Știu de la nevasta ta că vă mergea bine acolo, erai scriitor cunoscut, aveai procese rentabile. Și apoi acolo era viața românească, acolo ți erau rudele, prieteni. Aparent așa era, cum spui tu, dar numai aparent. De fapt, uite, dacă nu te grăbești... Nu, n-am nicio grabă, astăzi nu operez. Atunci am să-ți povestesc o discuție pe care am avut-o prin 28 sau 29 într-o seară de primăvară cu domnul Ibereileanu, în sala cea mare a vieții românești, unde se țineau reuniunile zilnice ale redacției. Venisem acolo 2 ore mai devreme, doar am să scriu ceva, un articol, dar Condeiu nu m-a ascultat, parcă nu se închega nicio rând și am rămas cu capul în mâini pe gânduri. Așa m-a găsit domnul Ibereileanu. Ce faci, domnule Teodoreanu? Am stat la masa umbrelor. Care umbre? Toți aceia care au fost și nu mai sunt. Puiuțu, fratele meu, bunicul, bunica, tata, Iașul nostru. Deci pentru dumneata, domnule Teodoreanu, și Iașul nostru a devenit o umbră. Da, domnule profesor. Vedeți, dumneavoastră, an și an la rând, sute chiar, Iașul a trăit istoric, apoi cultural, în timp ce București a crescut și a înflorit politic. Până la un timp, puterea de absorbire a Bucureștiului a priit Iașului, păstrându-l pur. Ideologii și intelectuali rămâneau aici, la Iași, politicienii și oamenii de acțiune plecau la București. La Iași erau arderi și lumini, la București zgomot și străluciri. Da, asta cam așa e. Dar pe la 1918, poate chiar și mai demult, acel Iași de odinioară s-a rărit, s-a împuținat. Iată
Chiar redacția noastră a Vieții Românești nu mai caracterizează globalitatea intelectualității ieșene, ci este o excepție a unei minorități izolate. Sau, poftim, Barou. Barou ieșean a dat o podoabă a dezbaterii juridice, devine din ce în ce mai lucrativ și pierde din ce în ce mai mult din individualitățile marcante. Bine, 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 dar avem și astăzi avocați străluciți, Matei Cantacuzino, Leatris și nu numai ei. Aveți dreptate, domnule profesor, dar Barou Ieșean nu mai este exprimat de calitatea unor avocați ca aceștia, ci de puzderia celorlalți. Universitatea, de asemenea, e un fel de gară a plecărilor spre București. Teatrul Național a devenit un fel de mausoleu. Talentele sporadice și vrednicile întâmplătoare s-au străduit zadarnic să facă în acest lăcaș al morții un sălaș al vieții. Da, nu zic că n-ai dreptate, domnule Teodoreanu, dar prea le vezi pe toate negru. Nu, eu le văd așa, așa sunt. Răsfoi ziarele, domnule profesor. Ziarele ieșenii au devenit pur și simplu niște fițuici de provincie, dar fără modestia necesară unei fițuici. Tot ce se publică în el e plin de ifose și grandilocvență și nu își propune altceva decât să critique Bucureștiul. Și această fudulie ieșeană nu se rezumă la ziare. A devenit un fel de bovarism colectiv. Bine, bine, dar trufie aceasta fudulie, cum îi spui dumneata, are niște rădăcini istorice. Așa e, dar rădăcinile acestea sunt mult, mult prea exagerate. Orice ieșan crede că descinde o leacă din Ștefan cel Mare, o leacă din Eminescu și o leacă din Junimea. De fapt, orice ieșean e un provincial oarecare, dar nu ar accepta nici în ruptul capului o astfel de realitate, socotind-o o ponegrire bucureșteană. Pentru că București a devenit obsesia ieșenilor. Toți ieșenii se socotesc obligați să disprețuiască Bucureștiul. Iașul nu mai evoluează firesc, trăind pentru sine, ci adversativ. Vrea mereu să nu fie ca București, să fie altfel decât hulita capitală și, de fapt, nu mai e aproape nimic. Și dacă e așa cum spui, de ce nu pleci din Iași, domnule Teodoreanu? Pentru că mi-e drag, domnule profesor. Și totuși, până la urmă ai plecat. Da. De ce? Pentru că la un moment dat Iașul devenise pentru mine un oraș al umbrelor. Profesorul Ivreireanu nu mai era, umbra lui Sadoveanu nu mai cobora din dealul Copoului spre redacția Vieții Românești ca o arca a Moldovei pe subteii umbrei lui Eminescu. Pe ulițele bătute adărate de pasul săltăreța lui Topârceanu a început să crească bălării. Iar cei care nu deveniseră încă umbre, risipiți în cele patru vânturi, niciodată nu se vor mai regăsi în jurul acelei mese de la viața românească, însuflețiți de marele mag Ibrăileanu. Cu moartea lui a pierit mai mult decât un om. Da, acum înțeleg. În ziua în care m-am hotărât să plec, să mă despar de orașul cu prea multe morminte, le-am spus celor ce m-au sătit la tren această vorbă aspră. Iașul nu mai are decât două drumuri. Unul duce spre gară, celălalt spre cimitir. De atunci, pentru mine, Iașul nu e un oraș în spațiu, ca oricare altul al țării, pe care să-l ajung oricând cu trenul, ori cu pasul, ci un oraș în timp, pe care nu-l mai pot afla decât cu ochii închiși. Iașul nu mai e acolo. Iașul e atunci. De atunci nici nu mi-e spun Iași sau bătrânul nostru Iași, cum îl alintă poetic moldovenii, ci într-un fel cum nu-i spun decât eu. Dulce târgul Iașului. Soră? Da, domnule doctor. Ce-a făcut ieri după amiază domnul scriitor Teodoreanu? Păi a citit ceva, a stat de vorbă cu doamna. Și după ce a plecat doamna? Avea niște hârtii pe noptieră și când am intrat eu în rezervă să-i duc masa, a ascuns ceva supernă. Da. Ai grijă să nu ne deranjeze nimeni. Da. Am de discutat cu domnul Teodoreanu. Da, bine, domnul doctor. Știi de ce ai făcut puțină febră azi dimineață? Nu. Nu? Pentru că n-ai respectat indicațiile mele. Ce indicații? Știi tu foarte bine. Ia fi bun, te rog, și dă-mă obiectul pe care îl ții ascuns sub pernă. Batista? Nu. Lasă Batista. Eu la altceva mă refer. Îmi dai voie să-l caut eu? Ia. Poftim. Ce e asta? Ce să fiu? Un biet creion. Biet nebiet. Știi bine că eu ți-am interzis să scrii. Cel puțin o lună după operație. Uite, n-au trecut decât 3 zile și tu încalci prescripțiile mele. Bine, nevine, dar eu nu pot trăi fără scris. Eu îți repet că dacă vrei să trăiești,
acum și în următoarele 30 de zile nu trebuie să scrii. Liviule, tu știi ce înseamnă pentru mine literatura? Ce înseamnă? Nimic altceva decât modul meu de a trăi. Și asta încă de mult. De când? Din adolescență. De când mai trăiam în casa bunicilor. Aveam vreo 3-4 caiete în care notam tot ceea ce vedeam, tot ceea ce auzeam sau ce-mi trecea prin minte. O vorbă de-a bunicii Elencu, un gest de-al bunicului, un gând cu privire la tata sau la fratele meu Puiuțu. Uite, mi-aduc aminte că într-o noapte am notat într-un asemenea caiet pe care îl mai păstrez și astăzi o discuție avută în ziua aceea cu bunica. Ia poftim, mata Alencoace, și să-mi spui, mă rog, ce-i asta? Păi, un pachet de țigări, bunică. Așa, țigări. Păi, da, țigări. Și de unde, mă rog, țigări în casa mea? Păi, știu eu, bunică, poate le-o fi uitat tata. A, tată tu, na. Știu eu, bunică. Știi. Păi, spune-mi ata ce știu. Știi tu foarte bine ce știi. Ia zi drept. Fumezi buruiană? Îmi spurci casa? Înfeșteleși covoarele? Strici sănătatea lui bunică tu? Zi, fumez. Fumez, bunică. Cine te-a învățat? Ticălosul de frate tu. Nu, eu singur. Auzi, și-ți place? Îmi place. Auzi, tată tu știe? Nu. Nici maică ta? Nici. Numai bunică ta săraca. Ia să le poarte pe toate. Hai, ia-ți buruiana dracului, netrebnicule, că-mi frige mâinile. Dar vezi să nu afle bunică tu că-i prăpăd. Da. Și bunicu, când a aflat? Bunicu săracu știa dinaintea buricii. Dacă nu mă înșel, întâmplarea asta o povestești în volumul În casa bunicii. Așa e, dar mi-au rămas încă multe altele nepovestite. Va trebui să le scriu pe toate. Simt că nu pot altfel. Eu, Liviule, am literatura în sânge, așa cum se vede că tu ai în sângele tău chirurgia. Fără literatura mea, n-aș fi fost eu, indiferent de valoarea ce mi se acordă sau mi se refuză. Pentru mine, ceea ce scriu nu este nici podoabă, nici dorință de succes. Ei, și totuși, cine nu-și dorește succesul? Orice cine, dar această dorință de succes e contestabilă. Nu e cauza creațiunii, ci derivatul ei social. Pentru mine, literatura e o dimensiune a vieții. Și avocatura? Avocatura am făcut-o de nevoie, la îndemnul tatei și al altora. Nu uita că trebuia să trăiesc din ceva. Aveam și nevastă și 2 copii. Clienți nu prea aveam, la început cel puțin. Arătam prea tânăr, nu prezentam încredere. Noroc că renumele de avocat al tatei mai aducea unii clienți. Și apoi, n-aveam deloc spirit practic. Colegii mei de liceu și de universitate, cei mai mulți dintre ei, aveau profesii remuneratoare, făceau politică, unii ajunseseră chiar deputați. Da. Îi salutau sergenții de stradă și aprozii le deschideau portierele automobililor, automobile proprii. Aveau case frumoase. Normal. Unii purtau ochelari, aveau chelie și burtă de oameni serioși. Și tu? Tu cum arătai? Le păream ca un adolescent, cu o servietă inutilă la subsoar, era tati, cu priviri visătoare în care nimeni nu se încredea. Avocatura îmi spunea pardon și se ducea la alții, politica nu-mi plăcea, iar locurile publice ale vieții, eșene, piețele, berăriile, cluburile mă întristau și deci le evitam. O singură dorință aveam, să stau acasă și să scriu, uitat de toți, cu lampa, cafeaua neagră și țigara. Dar tocmai asta nu se putea decât noaptea. Ziua încercam să fac și eu ce făceau toți ceilalți, să-mi câștig existența. Și nu prea reușeam. Acestea au fost începuturile, nu? Da, numai că începuturile astea la mine au durat câțiva ani. Nu se lipea deloc avocatura de mine. Tot gândul mi era la literatură. Mi-aduc aminte cât l-a amuzat odată pe profesorul Ibreileanu un răspuns al meu. Ce faci la vară? M-a întrebat el. Așa. Mă duc la Medeleni, i-am răspuns. Unde e asta, Medeleni? M-a întrebat profesorul, convins că e vorba de un loc de vilegiatură mai modest. Da. Și ce ai răspuns? M-am ciocănit cu degetul pe frunte, vorbindu-i de proiectul romanului care se născuse în mintea și ne-a pufnit pe amândoi râsul. Și acum, ce gânduri ți s-au adunat sub frunte de nu le poți stăvili nici măcar o lună, așa cum cere tratamentul unui fost operat care a trecut printr-un mare pericol? Multe, dragă Liviule, multe, dar mai ales unul. Îmi dau tot mai des tărcoare acele umbre despre care ți-am mai vorbit. Toți aceia care au fost și nu mai sunt.
Mă simt parcă obligat să scriu despre ei. Au murit pe rând, bătrâni sau tineri, de moarte bună sau năpraznică, semănându-și uitarea. Cum să scriu despre ei? Nu mi-este prea clar. Doar titlul s-a conturat precis. Masa umbrelor. Masa umbrelor. Frumos. Și ce va fi această masă a umbrelor? Știu eu. Ți-am spus că doar îi bănuiesc contururile. Tocmai de aceea, ieri după amiază, mi-am făcut câteva note. Am meditat. Un lucru știu sigur, pe care știa și domnul Ibrăileanu și mi l-a și spus odată. Că eu nu pot plagia realitatea, că nu sunt caligraful ei, că voi lăsa oricând altora glorioasa ambiție de a repeta spusa vieții, transcriind-o, oferind un duplicat al realității. Domnule Teodoreanu, mi-a spus profesorul, dacă într-o zi vei scrie despre mine, să scrii cum vrei dumneata. Ia-o-și. Să scriu cum vreau eu. Dar cum vreau eu? Vezi, Liviule, cu trecerea anilor, gândul meu s-a năsprit. Unii dintre cei din jurul mesei n-au fost niciodată în inima mea, iar alții au căzut din inima mea. Și atunci, cine să fie oaspete la masa umbrelor? Numai cei rămași în inima mea? Nu știu, mă voi mai gândi. Voi încerca să-mi limpezesc amintirile și gândurile, boltindu-mă din nou asupra trecutului. Dar pentru asta am nevoie de creionul pe care mi l-ai luat. Eu sunt obișnuit să-mi notez gândurile. Am să te ajut eu. Cum? Uite, voi veni în fiecare zi la tine și vom sta de vorbă câteva ore despre umbrele tale. Și eu voi nota ceea ce vei spune tu. Este singurul compromis pe care ți-l pot oferi. Îl accepți? Ce să fac, nu am altă ieșire. Tu știi mai bine decât mine cum trebuie să decurgă o fază postoperatorie. Bun, atunci te-am înțeles. Niciun creion, nici o notiță, nimic? Jur. Bun, deci ne vedem mâine după amiază. Creion și hârtie aduc eu. Iar eu voi aduce umbrele mele. Ionele, putem începe. Ți-ai adunat umbrele? Nu e nevoie să le adun, Liviule. Mă împresoară ele din toate părțile. Azi noapte chiar am visat că eram la Iași. Tu știi, Ionele, că eu nu cunosc Iașul? Să știi că Iașul nu poate fi cunoscut. Vreau să zic că unui vizitator, urbea asta moldavă de pe malul Bacluiului nu-i spune mare lucru. Ce rezonanță pot avea în sufletul unui străin nume ca acestea? Bolta Rece, Beilicu, Trei Ierarhi, Golia, Cetățuia, Galata, Casa Pogor, Casa Șendrea, Vila Greier, vezi? Ție nu-ți spun nimic. Iar eu, ieșeanu, mă turbur numai la auzul lor. Pentru mine, în umbra fiecăruia dăinuie câte o amintire dragă. După ce mă voi face bine, o să ne urcăm într-o zi amândoi în tren și o să coborâm în dulce târgul Ieșului. Dar mă tem că războiul ăsta pustitor a răbășit și acolo totul. Da, au fost bombardamente, incendii. De altfel, nu Iașul de astăzi aș vrea să-l cunosc, ci pe acela al tinereții tale. Iașul tinereții mele? Da, da. Și mai ales oamenii lui. Pe vestul Liviule, în dulce târgul Ieșului, tot omul nu era cine știe ce deosebit de cel de prin alte orașe moldovene. Adică vorbind ca Molatec, cu Măi, Breomule, Oleacă, Tătișele, Iacabre, Ista, Cela și Iracan de mine, mergând tare domol, că doar nu dau turcii, și cam strâmb pe călcâie, cu pantalonii răsuciți să nu-i feștelească, ba glodul, ba colbăraia, ba toanele dezghețului, ba temirce. Rar ieșean fără de pantaloni suflecați. Și fără pălării cu borul larg. Da, pălării romantice. Cele mai impunătoare erau ale profesorilor Calistrat, Hoga și Ibrăileanu. Și apoi mai era și părul, lung prelung, aducând mai multă chică, revărsat pe ceafă și pe tâmple, purtând unii barbă sau țăcălie sau muscă, alții barbișon sau barbete. Așa, așa. Nu prea vreau treabă frizerii în dulce târgul Ieșului. Și mai era ceva ce nu lipsea ieșanului adevărat. Ce? Galoșii. Îi purtau ieșenii noștri și toamna și vara, așa cum rar vedeai pe câte unul fără de cortel. Cortel? Umbrela, adică. Exact. O purtau cu ei chiar de strălucea soarele. Și de întrebai cumva, răspundeau miroase. Parcă și e strică, așa umblăm noi ăștia de la Ieși. Oameni domoli, cum ziceai chiar tu. Chiar prea domoli. La Iași până și tramvaiele se conformau cadenții înțelepte că nu dau turcii. Numai vânturile n-ascultau după vața omului,
hărnicind gunoaiele, colburile și omăturile. Dar casele? Că vorbea din aur de casa Pogor. Casele, cele mai multe să le vinzi la haine vechi, dar toate cu grădini în care floarele liacului era stăpână pe placul ei, ca fata întoarsă de la pension, citind poezii de dragoste pe iarbă verde. Nu casele erau maestoase, ci unul dintre cei care le locuiau sau le locuiseră. Casa lui Cogălnicianu, casa lui Alexandrii, casa Pogor. Da, oraș patriarhal, liniștit. Unde mai găsești tăcere ca în dulce Târgu Ieșului? În nopțile de vară nu se auzeau decât broaștele, țipătul anei carenina rămasă în glasul tuturor locomotivilor și apoi tic-tacul pendulei din părete și într-un fel de cosmică intimitate greierii, ca un scârțit al osilor timpului care își mână boi la pas. Ritmul acesta molcom stăpânea și gândirea și vorbirea ieșenilor. Când se întâlneau doi la un colț de stradă, puteai auzi dialoguri ca acestea. Ce mai e nou? Eh, ce să fie? Nimicuță. Toate bune? Toate bune. Eh, atunci cu bine. Cu bine. Așa era în dulce Târgu Ieșului. Nimic nou și cu bine. Exagerez, desigur, ca orice scriitor. Nu, foarte puțin. Evenimentele erau extrem de rare. Dacă știi tu ce vâlvă a făcut apariția unei case... A unei case? Într-o zi, pe ulița din vecinătate a așezămintelor Spiridoniei, numită pentru aducerea minte Vasile Alexandrii, a răsărit o ciumă de casă nouă, tencuită, sclifosită, cu mai multe caturi, ca țiganul din poveste cocoțat pe nu știu câte perne, să scrâșnești din dinți numai când o vezi. S-au încruntat toate statuile văzduhului ieșan, de la bunicul de marmură Gheorghe Asachi, care stă pe scaun între copiii unei școli primare, până la bronzul elogvent al lui Conu Mihalache de Cogălnicianu din piața Universității. Da, și acu era... Casa asta atât de deosebită de celelalte. Nu știu, n-am aflat niciodată numele prostălăului care și-a clădit în piatră mugetul de bou, dar căsoaia lui s-a numit cu ifos Palatul Vieții Românești. Pentru că aici, în această casă bizară, s-a mutat redacția revistei noastre, revistă condusă de domnul Ibrăileanu. Scuză-mă că te întrerup, Ionele, dar ne-am luat cu amintirile și am uitat să ne uităm la ceas. Tu știi cât s-a făcut? Nu. Nu? Uite, 10. Hai, gata, trebuie să te culci neîntârziat. Nu uita că ești încă în convalescență. Bine, bine. Gata, continuăm mâine. Vreau să aflu și eu ce a fost de fapt această legendară redacție a Vieții Românești. Vei afla. Bine, atunci pe mâine. Noapte bună. Noapte bună, doctor. Așa, mi-ai promis ieri că vei povesti despre cei de la Viața Românească. Știu, și voi începe cu un personaj fără consimțământul căruia nimeni nu putea trece pragul Vieții Românești. Și cine era această persoană atât de importantă? Moș Neculai, portarul palatului despre care ți-am vorbit ieri. Acest Moș Neculai, orator înnăscut, în loc să fie papagal, devenise hotarul viu al Vieții Românești. Bună ziua, Moș Neculai! Idem, domnule Teodorene. Mai e cineva în redacție? Da, niște domni, poeți. Dar domnul profesor Ibrăileanu a venit? A, nu, domnia sa încă n-a sosit. Acestui Moș Neculai nu-i plăceau deloc poeții și și trata ca atare. Mie sau lui Demostene Botez sau lui Topârceanu ne vorbea protector, fără să scoată din gură țigaretul din lemn de cireș și fără să catadixească să ne deschidă ușa. Ne-o deschideam singuri. Așa? E adevărat că și domnii poeți se răzbuneau. Astfel, domnul poet Păstorel Teodoreanu, frate meu, a scris pe păretele redacției următoarea jalbă iscărită Moș Neculai. Da. Trebile aici nu merg de când vine domni poeți, niște oarecare fleți care scrie pe pereți. Ei să facă, eu să șterg. Și Moș Neculai ce a zis? Stai să vezi. Jalba a fost citită mai întâi de domnul poet Topârceanu, care i-a răspuns lui Păstorel, adică lui Moș Neculai, tot în versuri. În aceea seară, umplându-se redacția, au mai intervenit și alții, adnotând, comentând, care în versuri, care în proză. Așa că după câteva ore, păretele nu mai era zid, tencuit și zugrăvit, ci un adevărat manuscris. Și câtva timp așa a și rămas. Până ce într-o bună zi, fără mânie, Moș Neculai a suprimat
polemica domnilor poeți, văruind păretele. Păi cum, sigur. Poate din asemenea pricină nu iubea pe poeți. Da, tot ce e posibil. Oricum, în ochii lui Moș Nicolae, mult mai presus de domnii poeți erau domnii profesori. Aha. Ion Simionescu, Teodor Bădărău, Ștefănescu Galat, Spironescu, Petre Andrei, Paul Bujor, Costică, Iancu, Octav și Eugeniu Botez. Scriitorul Jean Bart, da, nu? Când apăreau aceștia, Moș Nicolae întâmpina cu un pas și o înclinare. Vă salut cu stimă, domnule profesor, poftiți! Da, da, da. Dar chiar asemenea saluturi reverențioase nu reprezentau nimic față de modul în care îl primea Moș Nicolae pe mai marile locului, pe domnul Ibraileanu. Când apărea acesta cu fruntea lui jupiteriană, cu ochii lui de rege mag, cu toată croiala ființei sale, Moș Nicolae parcă înlemnea. Pentru el, domnul profesor Ibraileanu era stăpânul, un fel de ministru pe care l-admitea ca la oaste, fără să-l discute, stând smirnă în fața lui cu călcâile lipite. Probabil că portarul Vieții Românești a fost singurul om în care personalitatea profesorului Ibraileanu a determinat nu o limpezire sub osul nobil al frunții, ci o alipire a oaselor subalterne. Da, l-ai cunoscut bine pe profesorul Ibraileanu, nu? Se spune că era un om ciudat. De ce? Fiindcă dormea ziua și lucra noaptea? De fapt, nici nu sunt sigur că dormea vreodată. Dar ce făcea? Citea? Pentru că de scris, din câte știu eu, a scris destul de puțin. Eroare, dragă domnule doctor Liviu Câmpeanu. Profesorul Ibraileanu a scris mult, foarte mult. Viața românească avea mulți colaboratori, intelectuali emeriți și artiști reputați. Numele lor apăreau în sumarul revistei. Arare ori zărea acolo însă, în sumar, numele redactorului ei, Ibraileanu. Și totuși, el era colaboratorul cel mai statornic, cel mai proteic. O jumătate de reviste era scrisă de el, dar sumarul era iscalit de alții. Iar articolele de critică literară pe care trebuia să le semneze el, ca să dea sumarului prestigiu numelui său, cădeau în coada sumarului și nu le mai vedea nimeni. Făcea muncă de scafandru, dragă Livile, deși el era farul revistei. Din această pricină i s-a reproșat lipsa de productivitate, căci foarte puțin știu că o revistă nu trăiește prin salonul de recepție, adică prin beletristică și articole, ci prin obscurul complex al gospodăriei redacționale, polemici, recenzii, însemnări, rubrici. Da, 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 da. Aceste note, aparent obscure, dau unei reviste o anumită atmosferă, o anumită viață. Iar creatorul și susținătorul acestei atmosfere la Viața Românească era profesorul Ibraileanu. El deținea un talent deosebit de rar, acela de a conduce. Și ca să înțelegi și mai bine ceea ce am vrut să spun, ca să-ți poți face cât de cât o imagine a celui care a fost omul, criticul și directorul revistei Ibraileanu, îți voi povesti câteva scene dintre acelea care aveau loc aproape în fiecare seară în jurul mesei redacționale la Viața Românească, acea masă care eu acum îi spun Masa Umbrelor. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această povestire, domnule Ibraileanu? Eu, domnule Toprăceanu, cred că nu-i publicabilă. De ce? O bucată literară trebuie să te intereseze, să te pună pe gânduri. După ce o citești, să nu-ți spui, ei și... Asta e, după mine, criteriul alegerii bucăților pentru revistă. Și... Mai există și alte criterii, domnule? Da, domnule Teodoreanu. Lecturile pe care le fac doar pentru sufletul meu le judec altfel. Dacă citesc ceva și îmi zic asta aș fi putut o scrie și eu sau asta mi-a trecut și mie prin minte, lucrarea respectivă nu mă interesează. Eu admir numai ceea ce mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap și ceea ce eu cred că n-aș fi putut face niciodată. Și ca să ne întoarcem la povestirea aceasta despre care am vorbit, eu a zice că nereușita ei sare în ochi și de la numele personajelor. Nu-i așa, prietene Sadoveanu? Nu știu că eu n-am citit povestirea, dar numele eroilor trebuie să fie alese într-un anume fel. Asta voiam și eu să spun. În literatură, alegerea numelor nu-i indiferentă ca în viața reală. Personajul urmează să se nască odată cu numele care convine naturii sale fizice și morale și scriitorul adevărat trebuie să aibă intuiția de a-l ghici sau talentul de a-l descoperi. Știți ce făcea Balzac? Înainte de a începe să scrie un roman, hoinărea prin Paris cu ochii pe firme în căutarea numelor predestinate pentru personajele lui. Îi dădea mâna cu câte firme sunt la Paris. Ia să-l fi văzut eu aici la noi la Iași, cum s-ar mai fi descurcat. Dumneata, domnule Topârceanu, în orice găsesc subiect de haz.
Dar cu poeziile cum stăm pentru numărul viitor? Prost, bună nu e niciuna. Până sâmbătă când intrăm la tipografie, scrie dumneata, domnule Topărceanu, cel puțin două. Dacă o avea inspirație, alminte pot să stau cu tocul în mână și 10 ceasuri și tot nu iese nimic. Aici nu-ți pot da dreptate, dragă Topărcene. Nu poți scrie azi, atunci te așezi mata frumos la masa de scris mâine, că la un moment dat tot trebuie să sosească inspirația. Dacă nu cumva ești certat iremediabil cu muza. Sistemul ăsta poate fi bun la proză, dar la poezie nu e. Cred că te înșeli. Uite, eu n-am chef la 6 dimineața, mă așed la masă și lucrez până la 11. Iar după amiază mă gândesc la capitolul pe care trebuie să-l scriu a doua zi. După amiaza nu scrii niciodată, Coane Mihai? Numai atunci când sunt prins de alte treburi dimineața și mă văd silit să-mi completez porția zilnică. Și nu rămân în urmă nici măcar o zi pentru nimic în lume. Nu toată lumea poate fi ca dumneata, Coane Mihai. Și apoi și eu sunt de părerea lui Topărceanu. Una e proza, alta e poezia. Poetul are neapărat nevoie de inspirație. În momentul creației el trebuie să fie posedat. Nu în sens mistic, bineînțeles, dar când compune el, e altul, deosebit de persoana care vine la redacție sau cu care ne întâlnim în târg. Eu, ca director de revistă, sunt dator să dau cititorilor în fiecare lună un număr de atâtea sute de pagini umplute cu proză, căci proză pot căpăta în orice caz, de la scriitori ori de la cronicari. Versuri, însă, nu mă pot obliga să le dau, fiindcă nu știu dacă poeții, colaboratorii mei, vor avea sau nu inspirație în luna curentă. Și totuși vin poezii la redacție. Numai ieri am primit 4, nu, domnule Topărceanu? Poezii doar cu numele. Din cele mai multe nu se înțelege nimic. Asta e problema numărul 1. O poezie trebuie să fie înainte de toate clară. Ea trebuie să aibă cap și coadă. Sunt unele poezii pe care citindu-le te poți opri definitiv după oricare din strofe, pe care n-ai decât să le schimbi după plac, fără ca bucata să pierdă nimic din lipsa ei de înțelegere. Se zice că e o poezie absconsă. Ce e aia absconsă? Un fel de șarlatanie care vrea să ascundă obscuritatea și care interesează nu estetica, ci etica literară. Ce e, Moș Nicolae? A sosit acum plicul ăsta, domnule director. E oficial. Da, mulțumesc. Dă-l, te rog, domnule Topărceanu. Păi e personal, e pentru dumneavoastră, scrie pe plic. Dacă scrie pe plic, atunci e pentru mine, nu pentru revistă. Ia te uită, permisul de cale ferată. Trebuia să vi-l trimeat încă de mult. Toți directorii de ziare și reviste au un asemenea permis pentru căile ferate. Simt o bucurie de copil, domnilor. Permisul acesta mă apropie de toată țara. Uite, să zicem că mă apucă dorul de Văratec sau de Agapia. Nimic mai simplu. Îmi iau valiza și mă urc în tren. Sau vreau să controlez, să confrunt un vers dintr-un manuscris al lui Eminescu la Academie. Cât se poate de ușor. Iau trenul de București. Orice voiaj mi-e posibil. Foarte lesnicios și negrăit de comod. Nici nu te costă bani, nici nu stai la rând pentru bilet. Cu permisul în buzunar pot să mă duc oriunde. Și asta mă umple de bucurie, deși, dragi prieteni, n-am să-l folosesc poate niciodată. Într-adevăr, profesorul Ivreileanu nu a folosit acest permis pe căile ferate aproape deloc, în orice caz foarte rar. Doar vara a luat drumul la Gapiei sau Văratecului sau al modestei stațiuni de la Bălțătești, acolo unde se petrec o parte din întâmplările atât de frumos povestite de el în romanul Adela. Am mai auzit despre el că nu trea o adevărată spaimă față de microbi. Da, doctore, microbii l-obsedau. Nu dădea mâna cu nimeni sau, dacă era nevoit să o facă, se dezinfecta imediat cu spirit și cu sublimat. Se temea de curent, de boli în general și de încă ceva. Să-ți istorisesc o altă întâmplare ca să vezi și tu de ce mărunte obsesie poate fi dominat un spirit atât de luminat. Spune! Domnule Ivreileanu? Cine? Domnule profesor? Cine? Eu sunt domnule profesor, Ionel Teodoreanu. Aș dori să vă vorbesc. Așteaptă-te, rog, puțin până desfere glacătele astea. Mm.
Poftim, poftim. Dar de ce vă baricadați așa, domnule profesor? Dar n-aveți reputație de om bogat ca să vă calce hoții. Și mai ales ziua na mea de mare. Eu, să știți, dorm tot numai cu ușile și cu ferestrele larg deschise. Da, așa e, dar există totuși o deosebire între noi. Care? Eu, într-adevăr, n-am reputație de om bogat, pe când dumneata ai reputație de om sărac. Ai venit cu o treabă, domnule Teodoreanu, sau așa, ca să mai stăm de vorbă? Venisem pentru scrisoarea aceea, da, domnule. Da, te rog să mă ierzi, dar n-am scris-o, știi? Pune-mă orice să scriu, chiar și versuri, dar nu scrisori. Nu pot să scriu scrisori. Din acest punct de vedere sunt un dezarmat. Nu știu cum să încep scrisoarea și nici cum să o mântui. De pildă, dumneata, te-ai gândit vreodată ce înseamnă formula de la urmă "primiți expresiunea celor mai distinse sentimente"? Ale cui sentimente? Ale mele, desigur. Și atunci v-a să zic că tot eu mi le calific drept distinse. Adică eu sunt un om distins. A furisit genul ăsta epistolar. Bine că nu suntem obligați să tipărim în revistă scrisori. Mi-aș da dimisia. Sunteți vesel astăzi, domnule profesor. Am și de ce. Am scăpat de injecții. Care injecții? Nu știi? Nu. Acum vreo două luni nu mă simțeam prea bine și m-am dus să mă vadă doctorul Nicolae Lupo, prietenul meu. Dragă, îmi zice, e slăbit. Trebuie să faci 30 de injecții cu un fortifiant. Văzându-mă că mă uit speriat la el, m-a asigurat că nu mă lase pe mâna unui simplu infirmier, că va vorbi el cu o doamnă doctoriță prietenă de-a lui să-mi facă ea personal, că se vor lua toate măsurile antiseptice. Ce mai... m-a convins. Și? Le-ați făcut pe toate? De ultim am scăpat. Cum? Stai să vezi. Astăzi trebuia să o fac pe cea de-a 30-a. M-am dus la cabinet și i-am spus doctoriței: doamnă doctor, nu e așa că 29 sau 30 de injecții sunt tot una? Ce înseamnă o injecție mai mult sau mai puțin la un tratament atât de lung? N-am dreptate? Ba da, domnule profesor, mi-a spus ea, una în plus sau în minus nu contează. Atunci mi-am luat inima în dinți și i-am zis: eu am făcut 29 și am avut noroc și nu mi s-a întâmplat nimic. Dar dacă tocmai ultima mi-e fatală, dacă cumva laboranta distrată a pus în fiolă, în loc de cocodilat, cianure de potasiu. Eu, doamnă doctor, sunt de părere să nu mai fac ultima injecție și să mă liniștesc de azi. Nu știu ce-i mai de folos pentru sănătatea mea, injecția sau bucuria de a fi scăpat de pericolul infecției. Și n-ați mai făcut-o pe ultima? Nu, și sunt fericit că am scăpat. Bine, domnule Ivrirar, dar nu găsiți că este exagerată la un om cu cultura dumneavoastră această frică de microbi, de micile bestii, cum ne spune George Tăpărceanu? Nu este deloc exagerată, dragul meu, deloc. Dumneata, știi care este crima fundamentală a naturii împotriva omului? Mărturisesc că nu. Este că a pus conștiința unui cant într-un corp de mamifer supus stupidelor legi ale materiei. Și astfel un curent imperceptibil de aer, ori o infimă bacterie, poate stinge pentru eternitate conștiințe în care se aprinsese un univers. Astăzi sunteți pus pe glume, domnule profesor. Nu, domnule Teodoreanu, de data asta n-am glumit, vorbesc foarte serios. Atunci haide să glumesc eu și să vă întreb ceva. Da, te rog, întreabă-mă. Ce v-ați face cu spaima asta de microbi dacă, să zicem, Doamne ferește, dacă v-ați amoreza? Așa. Ce ați face? Ați avea curajul să sărutați buzele infectate de bacterii patogene ale eventuale iubite? Cum să nu, prietene? Cum să nu? Dar mai întâi aș trece-o prin acid fenic concentrat, apoi aș unge-o cu spirit și aș flamba-o și după aceea aș săruta-o fără grijă. Deseori glumea profesorul Ibrăileanu și avea haz, dar niciodată n-a făcut un scris, numai în vorbe rostite. Mă și mir că aceia care l-au cunoscut și au scris despre el n-au pomenit nimic despre umorul lui Ibrăileanu. Poate pentru că avea multe alte calități mai caracteristice, cum se spune. Mi-a spus odată soția ta că la un moment dat
Nu știu acum, după ce v-ați mutat, voi sau el, asta nu știu, ați devenit vecin cu Ibrahim. Da, da, pe strada Buzdugan. El locuise înainte pe strada Coroi și mai înainte pe strada Română. Intram în curtea lui, nu prin stradă, ci direct din curtea noastră. Vizitele la el nu se făceau la ora obișnuită, ci cu puțin înainte de miezul nopții, uneori și mai târziu. Odată, într-o noapte de mai, mi-aduc aminte că aproape mă culcasem, când m-am pomenit cu Demostene Botez. Ce-i cu tine la ora asta, frate? Păi, nu ți-a spus Stăpârceanu? Ce să-mi spună? Păi, mi-a poftit în noaptea asta la el domnul Ibraileanu. Mi-a spus să te rog să fii și cu manuscrisul. Cu Medeleni? Da. Sunt gata într-o clipă. Peste câteva minute orbecăiam cu prietenul de Mostene prin bezna curții și băteam la ușa profesorului. Ne-a deschis după ce, conform obiceiului, ne-a întrebat cine suntem și a desferecat cele două, trei lacăte cu care baricardase intrarea. În sfârșit, iată-te, domnule Teodoreanu. Vă salut, domnule profesor. Domnule Teodoreanu, domnule Teodoreanu, ce catastrofă e și respectul ăsta. Dumneata îmi spui, domnule profesor, cu un ton atât de reverențios încât ar trebui să te provoc la duel. Și totuși ai dreptate. Tinerețea trebuie să insulte bătrânețea prin respect. Luați loc, domnilor, luați loc. O să vină și Topârceanu. Se vede că și-a muiat penița în cerneală să mai cânte odată această frumoasă noapte de primăvară. Dar nu cred că o să scornească alte versuri mai frumoase decât acelea. Le știți, nu? Pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umblând de miresme ciardacul, și avea arhivarul o fată. Oh, primăvară, primăvară. Știi dumneata, domnule Teodoreanu, ce e primăvară? E ceea ce se vede dacă ne uităm pe fereastră afară. Nu, domnule Teodoreanu, să spun eu ce e primăvara. Acum 40 de ani eram un imbecil genial și superb. Ședeam în tătăraș într-o casă cu lut pe jos și cu crăpături pe sus. Spuneam, sunt vecin cu stelele. Și eram. Dar când ploua, trebuia să umblu prin odaie cu galoși că se făcea glod. Foc n-aveam, dar recitam versuri cu voce tare ca să mă încălzesc. Și mă încălzeam. Și când n-aveam ce mânca, șuieram partiturile operelor romantice de la un capăt la altul. Somnul mă ofensa, nu-l puteam accepta. Și când venea întâia noapte de primăvară, ieșeam pe pragul maghiarniței. Și crezi că eram umilit că afară e primăvară și ghetele mi-s rupte și pantalonii petreciți? Nu, domnule Teodoreanu, eram fericit. Îmi spuneam, aștepți o fată, te iubește, o iubești. Versurile lumii sunt covor pentru pașii ei, atât de fragedă de asemeni, cu floarea albă de cireș. Erați îndrăgostit de o fată care vă aștepta? Nu mă aștepta nimeni, domnule Teodoreanu, dar dragostea era pe pragul vârstei mele, prezentă, imensă, ferică. Toate fetele lumii puteau să vie, toate mă așteptau. Asta-i primăvara. Să fii calic, să fii flămând, să nu te știe nimeni și tu, în loc să suferi acrindu-te, să stai pe pragul unei case de mahala și să te simți împăratul dragostei. Aveți dreptate. Când ești tânăr, ești și puternic și curajos. Da, și după aceea, uitați-vă la mine ce am ajuns. O mână îngălbenită de tutun și un creion pătimaș. Restul nu mai există. Scriu, scriu și iar scriu. Sunt o notă pe marginea cărților. Și să nu credeți că n-am încercat să mă vindec. Într-o zi am închis în sertar tot ce era susceptibil de a deveni manuscris. Cheia ți-am dat-o dumitale de Mostene. Îți mai aduce aminte ce te-am rugat? Da, da. Să țin la mine 7 zile și să nu mă las înduplecat de nicio rugăminte de a o restitui. Da. Și aveam nevoie de 7 zile ca să-mi refac viața. Și care a fost rezultatul? Uite-l.
Scriu pe cutiile de țigări. Uitasem să încui și creionul. Dragi prieteni, Dumnezeu l-a făcut pe Adam și din coasta lui Adam a diferențiat-o pe Eva. Așa se spune în Biblie, nu? Tocmai. Deci păcatul vieții e dar dumnezeesc, dar diavolul a desprins o așchie din cornița lui și a întins-o omului. Așchia aceasta e instrumentul scrisului, pana. Și când ți-ai petrecut viața scriind, ridici capul la bătrânețe, dându-ți seama că toate păcatele sunt ale vieții, numai scrisul e împotriva ei. Exagerați, domnule profesor. Ba nu, 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 nu exagerez deloc. În timp ce eu mânjesc cu creionul ăsta cartoanele cutiilor de țigări, afară, în fundul fundului, se înalță ceahlăul în noapte de primăvară, domnule Demostene Botez. Versurile mari sunt simple exclamații esențiale. Dumneata ai scris multe versuri frumoase, dar ai scris și un vers mare. Care e, domnule profesor? Catrenul acela închinat de dumneata munților României. După ce te întorsesești din război, stai o clipă să mi-l amintesc. Iar în serile târzii de vară, umbra lor ne mângâie pe frunte și simțim cum fiecare munte trece granița în țară. Domnule Teodoreanu, te-ai suit vreodată pe ceahlău? Nu, m-am oprit la Durău. Crimă, crimă, domnule Teodoreanu. Atunci nu știi nimic. Să stai pe ceahlău noaptea cu prietenii buni, Stere, Sadoveanu, Hogaș, Mironescu, altceva nu există. Ai 20 de ani, o pelerină pe umeri, nu crezi în microbi și ești pe ceahlău. Domnule Teodoreanu, dar ca să ajungi pe ceahlău, trebuie să știi cum și cu cine. Te duci cu trenul până la Pașcani, Stere tace încruntat, Sadoveanu tace senin, Hogaș tace homeric, iar Mironescu tace rural. Să-i vezi stăcând în patru e grandios. O tăcere simfonică. La Pașcani mănânci bine la crâjma proastă, după aceea tocmești un landou și pornești boierește ca pe vremea haiducilor, căci acolo și văzduhul începe să miroasă baladă. Mergi și mergi, uitând de unde vii, cine ai fost până atunci și spre ce te îndrepți. Fără să te gândești la Horațiu, ești în acel carpe diem al poetului înțelepciunii, cai au zurgălăi, spinarea vizitiului e plină de soare și deodată respiri mai larg și te ridici cu brațele în lături că se deschide toată valea Moldovei. Domnule Teodoreanu, îl cunoști pe Sadoveanu? Cum să nu-l cunosc, domnule profesor, îl știu chiar bine. Eu nu te întreb dacă îl știi, ci dacă îl cunoști, căci toată valea Moldovei, toată lunca Siretului nu sunt decât prefigurația lui Sadoveanu. Abia acolo îl înțelegi și te descoperi în fața lui. Sadoveanu este arcușul magic al prozei românești. Moldova noastră nu e decât vioara lui. Luna pe care o vezi răsărind la Agapia, cu lumina ei fecioară, e a lui Eminescul. Moldova e a lui Sadoveanu. El a dăruit României Valea Moldovei și lunga Siretului. E teribil omul acesta, domnule Teodoreanu. Așa e, domnule profesor. Vedeți, dragii mei, asta e bătrânețea. Pornești cu landoul de la Pașcani și în loc să ajungi la ceahlău cu amicul Sadoveanu, ajungi la literatura lui Sadoveanu. Sunt bătrân, domnule Demostene, sunt bătrân, domnule Teodoreanu. Ce vă pasă? Aveți în față viața întreagă. Puteți să vă mai urcați pe ceahlău, puteți să vă mai îndrăgostiți. Eu mi-am petrecut toată viața în bibliotecă, citind, meditând. N-am fost la petreceri, n-am dansat, nu m-am ținut de amor și am greșit. Voi care sunteți încă tineri,
să nu faceți ca mine, căci viața ne-a fost dată ca să fie trăită. Acum nu mai am decât amintirile. Nu împlinisem încă 18 ani când am cunoscut-o pe Ana. Care Ana? Cum care Ana? Ana Karenina. Apoi pe Irena lui Turgeniev, apoi pe Odeta lui Prust, pe Sasea Comănășteanu. Frumoase femei și interesante. Domnule profesor, și eu v-am adus o fată. Da? De manuscrisul încoace. Cum o cheamă? Olguța. Olguța de Leanu. A. Nădăjduiesc că o să-mi placă. I-a plăcut eroina medelenilor tăi? Da, domnul Ibrăileanu a îndrăgit-o pe Olguța de la primele capitole. Și uneori, peste ani și ani, după tiparirea romanului meu, mă întreba cu un aer visător: ce o mai fi făcând acum Olguța noastră, domnule Teodoreanu? Nu-i răspundeam nimic, de altfel nici nu aștepta un răspuns. Olguța, cea plăsmuită de mine, devenise una din prietenele profesorului, cu care acesta stătea, se vede, de vorbă în lungile lui nopți de veghe, așa cum făcea, sunt sigur, și cu Ana Karenina și cu Irena și cu atâtea alte eroine de care se îndrăgostise statornic și pe care nu avea să le înșele niciodată. Din tot ce mi-ai povestit despre el, înțeleg că l-a iubit și l-a admirat foarte mult. Așa e, Liviu. Încă înainte de a-l cunoaște personal, treceam deseori pe o uliță dosnică și priveam îndelung la o casă cu zid ostenit pe care sclipeau două mari ferestre luminate. Știam că în spatele lor veghează noapte de noapte un om sur, cu frunte mândră și ochi adânci. Părul și barba lui păreau sculptate de vânturile mării, ca ale corăbierilor. Paloarea feței lui însă aparținea cărților, tutunului și insomniei. Straiele lui, ostenite ca și zidul casei, păreau întotdeauna vechi și aceleași. La fel cu Sadoveanu și cu Hogaș, se acoperea cu o vastă pălărie neagră, învăluindu-se romantic în faldul pelerinii. Așa răsărea pe uliță Ieșului în drum spre universitate. Trecătorii îndeopște îl cunoșteau, dar dacă l-ar fi întâlnit Rembrandt, l-ar fi recunoscut, regăsindu-și în el croiara desenului, luminile și umbrele. Deci îl idolatrizai încă din tinerețe. Da, anii mei tineri s-au încrucișat cu el de multe ori. El nu știa, firește, cine să fie tânărul care salută cu descoperire largă și profundă reverență. Dar tânărul acela, proaspăt gondolier al visului, bine știa că cinstește, după dreaptă cuviință, pe cel din urmă doge al Veneției Moldovei, profesorul Ibrăileanu. Iar ne-am luat cu vorba și iar s-a făcut târziu, Ionele. Hai, gata. Și mâine e o zi. Mâine îți vei povesti despre ceilalți care se adunau în jurul mesei umbrelor. Topârceanu, lucidul, exactul, tristul Topârceanu, Mihai Ralea, languros în ochi și volterian în colțul buzilor sarcastice, Octav Botez, acel doct și pasionat cititor de literatură, cu înfățișare de mucenic în viligiatură, adnotat cu lavalieră, galoși, cortel și ochelari. Mihai Sevastos, bărbat după nume și mustață, dar părând o fetișcană după obraj și sfiala plecărilor de gene. Doctorul Mironescu, acest mare necunoscut al prozei românești, și mulți, mulți alții care astăzi nu mai sunt decât umbri. Știi, Livile, m-am gândit bine azi noapte. Voi scrie acea carte în care îi voi evoca pe toți aceștia, foști prieteni și confrați din dulce târgul Ieșilor. Titlul îl am de pe acum: Masa Umbrelor. Iar eu te voi ajuta să duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus, veghind la însănătoșirea ta și grăbind-o pe cât va fi cu putință. Îți mulțumesc, prietene. Fără tine nici n-aș fi ajuns să mă gândesc că pot scrie această carte. Și tocmai de aceea ea va avea și o dedicație: Masa Umbrelor, de Ionel Teodoreanu. Închin aceste umbre celui mai viu om pe care l-am întâlnit, doctorul Liviu Câmpeanu.
ați ascultat emisiunea Oameni pe care i-am cunoscut, dramatizare de Elena Petrovici după volumul Masa Umbrelor de Ionel Teodoreanu. În distribuție: Radu Beligan, artist al poporului, George Constantin, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Corado Negreanu, Ion Pavlescu, Marieta Luca, Elena Nica, Hamdi Cerchez, Genoveva Preda, Papil Panduru, Radu Panamarenco. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.